Salutare! Astăzi o să fac un video pe care îl așteptam de foarte mult timp. Vedeți în spatele meu acolo o mașină pe care scrie Darkom, partenerii noștri dragi, Darkom și Victron Energy, cu care facem lucruri foarte frumoase și la Super Slalom, cu care am făcut foarte multe videouri și care astăzi vor instala la mine acasă un sistem de stocare. Am instalat deja baterii la sistemul fotovoltaic cu mai bine de jumătate de an în urmă. În schimb, atunci era o capacitate destul de mică, 5 kWh. Am vrut să văd cum merg lucrurile, era și o chestiune de buget, bineînțeles. Și astăzi o să creștem capacitatea de la 5 la 15 kWh. Nu doar asta, în acest video o să vă explic care sunt beneficiile unui sistem hibrid, la ce trebuie să fiți atenți când alegeți un sistem hibrid, o să vedeți și parte din procesul de instalare și sfaturi pentru cei care vor să-și instaleze panouri fotovoltaice. Haideți să vedem ce au adus băieții în mașina din spatele meu. Ia uitați ce avem aici, o cutie, e din lemn? Da. E din lemn, trebuie să stea așa în sus. Așa vin ambalate bateriile litiu fier fosfat. O să deschidem o cutie ca să ne uităm la ea. Pe lângă baterie avem și un raft nou. O să mergem imediat în camera tehnică și haideți să vedem ce bunătăți avem aici. Îți dai seama după felul în care este ambalat un produs cât de valoros este, pentru că asta într-adevăr sunt niște produse valoroase. Ia să vedem cum arată interiorul. Aceasta este minunata baterie. Capacitate în jur de 2,5 kWh. 2,5. Da? 2,5. 2,5, are BMS, tot ce trebuie și, vedeți, și un suport de care să apuc așa. Și pe această baterie vedeți toate informațiile, puteți să o căutați pe net, exact cu model, specificații. În camera tehnică avem sistemul Victron deja montat. Aici este tabloul cu siguranțe și o interfață nouă pentru VRM. Aceasta va fi disponibilă în curând pentru toată lumea. M-am jucat pe noua interfață, arată foarte bine. Am și pentru stație de încărcare o interfață nouă și aplicație de ceas. Mai multe lucruri, dar asta într-un alt video. Și aici, în partea de jos, avem această cutie. A fost o soluție temporară, pentru că știam că o să mai aduc alte baterii. Acestea sunt două baterii de același model, 2,5 kWh, deci împreună avem 5. Avantajul este la litiu și am făcut un video cu Lucian în care am explicat lucrurile astea. Avantajul la litiu este că poți adăuga baterii ulterior fără să ai o problemă de balansare a celulelor. De exemplu, la bateriile cu plumb nu puteai să faci lucrul ăsta după jumătate de an, după un an. Trebuia să schimbi toate bateriile, nu puteai să pui niște baterii vechi cu unele noi. Noi, în cazul de față, o să putem să facem lucrul ăsta. Deci, scoatem cutia asta de aici, scoatem bateriile și punem un raft aici, lângă sub invertoare, lângă tabloul de siguranță. Înainte să montăm, trebuie să demontăm. Ce faci aici? Demontezi? Da, vreau să întorc power-in-ul cu intrările în jos ca să coborâm cu cablurile către deci baterii. Suportul va veni fix în zona asta, vom pune un pad de cablu aici și vom intra cu cablurile pe fiecare nivel, la fiecare. Ok, și până acum eram partea cealaltă, pentru că ne duceam cu ele așa. Ne duceam pe dreapta, ocoleam tot tabloul ca să ajungem jos la suport. Ok, deci acum facem, ia să dăm un zoom out. Acum schimbăm traseul. Da, o să schimbăm și o să-l dăm fix pe aici, pe jos. Am ajuns la partea interesantă. Și asta cade într-un lăcaș acolo, nu? Da. Deci partea asta de aici intră în zona asta și stă fix. Ia uitați ce frumos arată. 1, 2, 3, 4 și mai avem încă două. Am instalat toate bateriile pe rac și eu sunt foarte atent la ce fac băieții ăștia de curiozitate. Am observat că toate cablurile astea au fost tăiate la aceeași dimensiune, au fost măsurate foarte atent când le-au sertizat. Care e regula? Adică chiar trebuie să fie la aceeași dimensiune? Da, absolut. Întotdeauna când lucrăm cu curentul continuu, trebuie să avem o secțiune egală și o lungime egală pe tot traseul. Păi și n-ai o toleranță? Există o toleranță în funcție de secțiunea conductorului. Cea mai cunoscută este de plus minus maxim 5 cm. A, bine, eu am văzut că voi erați foarte tipic, care ați fost la milimetru. La milimetru, cel mai pentru noi prioritar este să fie safe, să fie totul funcțional, să plecăm de aici știind că totul este perfect. Uite, și mai este aici un cablu subțire. Cablul ăsta subțire ce face? Că am văzut că sunt legate între ele bateriile cu un cablu. Astea sunt cablurile de comunicație între baterii. Ele comunică cu BMS-ul care monitorizează. BMS-ul este aici jos. Ah, ok.
El gestionează încărcarea, descărcarea și monitorizează constant celulele bateriei. Da, eu am văzut că și pe Bluetooth, pentru că bateriile astea au Bluetooth pe ele, în aplicație în VRM, o să pun și pe ecran acum ca să vedeți toate informațiile, în aplicație poți să vezi independent pe fiecare celulă în parte, pe fiecare baterie, care este statusul bateriei, voltaj, temperatură și așa mai departe. O să vedeți voi toate datele pe ecran. Hai că mai avem puțin și dăm drumul. Am ajuns la etapa finală. Au pus băieții și un capac aici, uitați cât de bine arată, e transparent. Îmi place că au ales să meargă cu un capac transparent, putea să fie opac, dar e mai bine așa când se vede. M-a intrat lumea în camera tehnică și m-a întrebat, unde-s bateriile? Uite, acum să văd. Ai și o ruletă? Da. Fii atent, hai să măsurăm, pentru că m-am primit întrebarea asta, cât spațiu ocupă 15 kWh de baterie. Deci ia să vedem, cam cât e cutiuța asta. 74 lățime. 120, deci 1,20 m și adâncime cu 30. Deci astea sunt dimensiunile pentru 15 kWh. Și acum ce trebuie să faci? Să modificăm capacitatea. Modificăm capacitatea. Unde ne ducem? La 300. 300, ai depășit. Da, dacă la iau așa... Stă foarte mult. Da. Nu e nicio problemă, avem tot timpul din lume. Deci 300 de ampere-oră. Da. Gata. Uite că am ajuns. Perfect. Ați văzut cum a fost partea de instalare? La mine a fost o operațiune simplă pentru că setup-ul era deja creat. Da. Și m-am gândit că încheierea asta să o fac cu Lucian pentru că l-am prins iar în țară. Și avem ocazia să vorbim despre baterii și o să pornesc de la un lucru pe care l-ai spus tu acum un an, când am pus prima dată 5 kWh stocare. Ai spus diferența între litiu-ion și plumb. Că poți să instalezi ulterior fără să ai probleme, poți să crești capacitatea în timp. Da, la plumb, bine, și la litiu se manifestă, dar mult mai greu, se modifică rezistența internă a bateriilor. Iar tu când încarci bateriile, tu ai mai multe baterii puse în serie, sau gândește-te că în interiorul fiecarei baterii ai celule. Da. Da. Dacă o parte dintre ele au altă rezistență internă, tu când le încarci, le încarci la capete, să zicem cu 50 de volți. Da? Da. Dacă unele au altă rezistență internă față de celelalte, vor primi curent diferit față de celelalte și vor ajunge la tensiune mare înaintea celorlalte. Okay. Da? Și unele vor fi mai încărcate, altele vor sta mai... Unele vor avea tensiune mai mare, celelalte vor avea tensiune mai mică. Și dacă sistemul e suficient de deștept și are balancere, balancerul intern din baterie va încerca să țină bateriile echilibrate, dar cu consum de energie se va face asta și va dura. Okay. La plumb e degradare mult, mult, mult mai rapidă. La litiu e suficient de lentă să nu conteze prea tare dacă ți-ai adăugat alte baterii peste un an de zile. Da, la mine a fost chiar perioada de un an. Deci am sărit de la 5, acum la 15, într-un an. Și ăsta e un lucru important, pentru că investiția nu poți să o faci poate din prima la nivelul la care ți-o dorești, pentru că, ok, e costisitoare, să în spunem. În general, bateriile reprezintă cam 50% sau poate chiar mai mult din valoarea, 50% sau mai mult din valoarea sistemului. E un cost destul de mare și atunci, eu prima dată când am venit la voi, am pus întrebarea foarte deschisă și am spus care este cea mai mică cantitate, stocare, capacitate, stocare pe care pot să o pun, ca ulterior să o dezvolt și să mai adaug pe parcurs. Și atunci era 5 kWh. Deci, după un an, am demonstrat că nu e nicio problemă să adaugi stocare dacă e pe litiu și să n-ai niciun fel de probleme. Și acum, sunt foarte multe discuții legate de baterii acum în spațiu public și la noi. E un subiect fierbinte și cu legi și așa mai departe. Și sigur, va deveni obligatorie partea de stocare, ceea ce nu e un lucru rău. E bine să se întâmple, poate. Se întâmplă multe țări. Se întâmplă multe țări, exact. Doar că trebuie făcută foarte clar, să nu existe niciun fel de dubii cine, cum trebuie să facă termenii și așa mai departe. Și atunci recomandarea mea pentru toată lumea și a fost dintotdeauna, să instalăm sisteme hibrid care să poată să permită și partea asta de stocare. Dar nu toate sistemele hibrid sunt la fel. Aici mai apare o discuție, adică sunt sisteme care se întrerup dacă se oprește alimentarea. La ce ar trebui să uite cineva când își cumpără un sistem hibrid? Adică voi aveți sisteme, dar vorbim la modul general, nu despre un brand anume. Ah, că altfel aș fi zis să fie Victor. Era răspunsul simplu. Păi, depinde ce are nevoie. Acum sunt branduri și branduri, unele poate că sunt suficient de bune pentru majoritatea clienților. Adică dacă un client nu are nicio problemă că atunci când se oprește curentul, spică rețeaua, da.
are câteva zeci de secunde în care echipamentul va sta oprit, atunci poate și invertorul respectiv care face chestia asta sau nu face, da, nu rămâne funcțional atunci când pică rețeaua, poate și invertorul este suficient pentru clientul respectiv. La fel, mai sunt invertoare care nu sunt gândite să meargă în off-grid perioade lungi. Ok, deci dacă pică rețeaua nu poate să stea foarte mult timp, da, fără rețea. Da, da, da. Sunt gândite doar pentru un backup scurt și după o vreme, dacă îl folosești în mod off-grid, unele se supraîncălzesc, la altele pierzi garanția. Sunt diferite modele. Habar n-am, nu știu toate brandurile din lume, dar pot să spun din ce am mai auzit de la clienții noștri. Și asta știu că e diferența majoră între echipamentele Victron și alte echipamente. Mai sunt multe altele, gen, nu știu, eficiență în mod off-grid, în mod on-grid connected. Ce foarte important este să stabilim de la început că nu toate sistemele hibrid sunt la fel. Adică nu toate sistemele cu baterii funcționează la fel, să nu aibă aceleași așteptări. Da. Adică, ok, eu am făcut demonstrații pe echipamentele de la Victron. Inițial am avut invertorul on-grid de la Fronius, după care echipamentul hibrid de la voi. Da. Și eu oarecum am obișnuit cu binele, ca să spun așa, pentru că eu nu știam, de exemplu, că unele... Există și mai prost. nu știam că, de exemplu, în anumite situații mi-a spus un prieten și-a luat un sistem de la o altă companie și când s-a oprit rețeaua, i s-a oprit producția solară. A rămas pe baterii, dar într-un fel de mod de UPS. Lucrul ăsta nu știam că e posibil. Eu credeam că toate sistemele... Cum adică mod UPS? Ce adică face? Modul nu produceau panourile și lua energie doar din baterie. Atât, până se termina bateria. Și când se termina bateria, la revedere. Producția stătea... Și producția stătea, complet? Exact. Da. Wow. Deci există tot felul de sisteme, de soluții, care de care mai creative. Și atunci, cred că ar fi bine să avem un set de întrebări pe care omul trebuie să le pună în momentul în care își alege un sistem fotovoltaic. Ok, dacă ține un sistem cu stocare, cu baterii, trebuie să știi unul. Dacă are sau nu, spune tu, trecere prin zero. Da. Adică dacă... Se stinge becul când pică curentul. Când pică curentul. N-ar trebui. Se stinge și rămâne stins, atunci e un sistem pur on-grid. Da, ok. Dacă se stinge și repornește, este o versiune de hibrid, dar cu trecere prin zero. Nu aș recomanda acolo unde există consumatorii sensibili. De exemplu, dacă ai un server, un echipament care va trebui să rămână pornit non-stop, nu aș pune așa ceva. Sau uite, am mai avut exemple de cazuri în care s-au instalat echipamente de la noi pentru că era un aparat care ajuta la respirație. Era o persoană bolnavă și avea un aparat. Okay, clar. Și a avut curaj să meargă doar cu Victron, fiindcă nu avea încredere niciun alt brand să-i facă chestia asta. Am mai văzut chestia asta, de exemplu, și la fabrici, unde au CNC-uri și au echipamente care merg și... Știi exemplu din fabrica de mobilă. Fabrica de mobilă, la fel. Ei aveau niște pierderi imense de fiecare dată când se oprea curentul, CNC-urile și echipamentele lor se opreau. Da. Și, practic, mai aveau inerție, rupeau freze, rupeau echipamentele care... Practic, nu era laturația optimă. Da. Și problema cea mai mare e că stricau și materialul. Adică aveau pierdere de material, riscau să strice echipamentul pentru 10 secunde, poate sau nu contează cât. Poate să fie. Deci, practic, prima chestie este trebuie să verifice în momentul în care își aleg un sistem dacă e cu trecere pe zero sau nu, dacă se oprește. Ce alte criterii ar mai fi la un sistem off-grid? Nu știu, dacă puterea oferită în mod conectat la rețea este aceeași pe care poți să oferi și modul în care trece în off-grid. Okay. Pentru că sunt la fel invertoare care, să zicem, au o putere de 15 kW atunci când sunt conectate la rețea și când pică rețeaua, trec din trifazat în monofazat și mai au disponibil doar 3 kW. Ok, deci nu trebuie să aibă putere limitată. Cel puțin în cazul meu nu vreau să întâmple lucrul ăsta. Da, repet, ce spun eu este situația ideală. Poate pentru clientul respectiv nu-l deranjează. Asta spun, poate dar pentru clientul facem respectiv cunoștință este, de cauză. Da, este suficient că îi rămâne o fază și cu 3 kW e suficient să-i alimenteze minimul de consumator pe care îi are în casă. Habar n-am. Dar, iarăși, dacă face diferența, dacă face o comparație de preț între echipamentul respectiv și echipamentele noastre sau alte echipamente de calitate și diferența este, nu este atât de mare încât să motiveze pierderea de funcționalitate, eu aș merge pe un produs, care îi oferă maximul de funcționalitate la prețul corect. Deja pe canalul ăsta prezint subiectul ăsta de câțiva ani, de mulți ani. Și cred că s-a demonstrat că sistemele fotovoltaice nu sunt niște sisteme pe care le instalezi odată la un an și le schimbi. Sisteme pe care le folosești 10 ani, 15 ani, 20 de ani, perioade foarte lungi de timp. Și e bine
să fii foarte conștient de toate limitările și să nu te... Eu merg pe varianta în care, ok, cred că sistemul ideal hibrid ar fi să nu aibă trecere pe zero, să-ți dea puterea maximă posibilă și să fie și upgradabil într-un fel, adică să-ți permită ulterior să mai adaugi niște echipamente, pentru că evoluează consumul, consumatorii din casă și cred că sfaturile astea cele mai importante pentru cei care vor să-și monteze panouri în momentul de față. Un sfat ar fi să lucrezi cu companii cunoscute care vor mai exista peste ceva timp. Noi, de exemplu, la anul împlinim 50 de ani de existență. Da, corect, corect, dar și asta e important, da. Contează să știi că firma cu care, în care ai investit, nu știu, niște 10.000 de euro, mai există și peste un nu an, doi, trei. Nu poți să dea garanție, nu poți să dea garanție 50 de ani o firmă care există de 5, știi, cam ciudat. Da, cam asta e povestea, știi, trebuie să ai încredere în brandul respectiv că va mai exista. Altfel, este un risc pe care trebuie să ți-l asumi și ți-l asumi cu o diferență de cost destul de mică. Din câte văd la ora actuală, da. Diferența aia de cost nu este ca și cum ai zice că îți cumperi un echipament de 10 ori mai ieftin da. Și îți oferă cam aceeași calitate și... Și acum vin la partea un pic mai dureroasă. Așa. În afară de... Toată lumea se gândește la baterii ca fiind lucru care te ajută, echipamentul care te ajută să muți energie din timpul zilei în timpul nopții. Asta este, să zicem, lucru de bază. Da. În realitate, poate să facă mult mai multe lucruri de atât. Adică, în primul rând, că ține sistemul în funcțiune, dar bateriile nu sunt doar pentru a muta energia din timpul zilei în timpul nopții. Există un mod de lucru, se numește Dynamic ESS la noi. Ăla voiam să ajung. Acolo voiam să ajung. Da. Încet, acolo voiam să ajung. Care face mult mai mult de atât. Adică, acel sistem... poate culege date de la operatorul de energie, practic da. Îți află prețurile pe următoarea perioadă. În general, mai toate țările publică prețul energiei pe următoarele 24 de ore. Și la noi, da, se întâmplă, da, corect. Bun. Având prețul energiei pe următoarele 24 de ore, totul devine... se schimbă un pic lucrurile. Practic, sistemul tău poate să-ți producă bani sau să-ți eficientizeze costul lunar al energiei și fără panouri fotovoltaice. Dacă tu ai un invertor și acumulatori și știi când prețul energiei este cel mai bun, poți să-ți încarci bateriile când prețul energiei este cel mai bun și să consumi atunci când ai nevoie, că nu o să consumi când e cel mai scump, o să consumi când ai nevoie. Tu vii acasă la 6 seara, să zicem, și atunci vrei să consumi. Coincidența e că atunci e și cel mai mare preț. Coincidența este că atunci e cel mai mare preț, pentru că atunci e cel mai mare consum. Sunt legate cele două între ele, dar dacă toți sau o mare parte din consumatori ar avea acumulatori, să zicem că o parte și-ar produce energia proprie și-ar consuma-o din baterii la atunci când au nevoie, practic, efortul pe rețeaua națională s-ar muta de pe vârfurile alea de consum. Uite, îți dau un exemplu acum în discuția asta cu bateriile pentru prosumatori. Exact asta este ideea, de a lua o parte din presiune. Dar, de exemplu, am observat un scenariu la mine acasă. Dimineața răsare soarele, prioritar un sistem by default. Dacă nu am consum în casă, încarcă bateriile. Da. Și ce se întâmplă? Bateriile, că nu ai capacități, nu știu, foarte, foarte mari, dar bateriile de obicei se încarcă în 2-3 ore. Adică depinde de baterii, depinde de producție. Dar de principiu, ce am văzut, fie sunt baterii de 5 kWh, cel mai mic sistem, să spunem, se încarcă foarte repede, alea se încarcă într-o oră. Dar să spunem, dacă ai niște baterii mai mari, se încarcă până pe la ora 11 și tu nu injectezi nimic până atunci și injectezi fix în momentul ăla în care n-ar trebui să o faci, adică în vârful, în cel mai important vârf. Și atunci, din ce am văzut și în legislație, se urmărește ideea asta de a te stimula să injectezi sau să consumi în funcție de intervale orare, pentru că nu rezolv problema, o rezolv pe jumătate, doar seara. Dynamic ESS, asta urma să spun, nu am terminat toată povestea, are mai multe module integrate. Unul dintre ele este cel de preț de care spuneam. Al doilea modul este cel de predicție solară. Și cât o să produci? Se uită și știe exact și îți urmărește, are machine learning în spate, practic învață din se uită în trecut și vede cam cum s-a manifestat producția ta. Și consumul? Consumul e al treilea modul. Ah, okay. Deci partea de predicție solară este un pic legată,
Deci își trage date de la... Sunt diferite platforme unde poate să-ți livreze cantitatea de radiație solară pe următoarele ore. Predicția de vreme, să zic. Că, practic, eu pe predic... noi ne interesează mai mult indexul UV sau cantitatea de lumină disponibilă. Dar e ca o predicție de vreme, de weather, să zic. Face parte din weather de cele mai multe ori, da. Ah, ok. Bun. Informația asta este pentru viitor, dar o ai și în trecut. Ok. Da? Da. Și tu știi că atunci când, să zicem, ai avut o radiație solară de 900 de W pe metru pătrat, da, sistemul tău a produs 10 kW. Atunci când au fost 800 de W, a produs mai puțin. Exact. Mai puțin. Da. Și în felul ăsta știe că dacă mâine vor fi 900 de W pe metru pătrat, la ora 12, okay, poate să estimeze, pentru că ieri a fost același scenariu? Același scenariu și ar trebui să produci fix același lucru. Că știe să-ți aproximeze foarte, foarte bine, practic. Aproximarea asta e destul de precisă. Dacă te joci cu Dynamic ESS, o să vezi că e uimitor. Vreau să facem una separat, un video separat, să-l configurăm și... Și va ști exact cam cât o să produci. Și al treilea modul este cel de predicție consum. Dacă tu ești un consumator destul de predictiv, atunci e destul de simplu. Adică dacă știi clar că ajungi la 6 seara acasă, pornești, habar n-am, plita cu inducție, boilerul... Corect, da. Consumatorii obișnuiți, atunci va fi destul de ușor de făcut, de prezis care va fi consumul tău. Dacă apare o stație de încărcare electrică, de exemplu, care, nu știu, în mod normal tu consumi, să zicem, 10 kWh pe zi. Da, da. Mașina electrică poate să-ți consume 100. Corect, într-o zi, dacă vrei. Într-o zi. Și ziua este complet random. Adică tu poți să-ți o încarci săptămâna asta luni. E greu de anticipat mașina. E foarte greu de anticipat mașina. Aici e povestea. Deci, de asta spuneam. Corect. Dacă ai consumatori previzibili sau... Da, da, predictibil într-o... Da, previzibil, da, previzibil într-o anumită plajă, atunci poate să-ți estimeze. Dacă foarte random îți apar consumatori din ăștia mari care dau peste cap posibila predicție de consum, atunci e un pic mai complicat. Da. Ce urmează să facem? Că tot vorbim de stații de încărcare. Urmează să putem citi la un moment dat și informații din mașină și să ne dăm seama cam când urmează să conectezi tu. Ăla mi se pare punctul în care practic mașina devine un super asset, pentru că tu poți să știi capacitatea mașinii și practic tu extinzi capacitatea de stocare a casei cu mașina. Da, sunt două lucruri diferite. Ce încercam eu să zic este că știe cam când o să fii cu bateria destul de goală și când urmează, în teorie, cam când ar urma să o conectezi. Cam când ar urma să o conectezi și poate la nevoie poate să extragă energie? Cine știe, pe viitor? Ai o altă discuție. Ai altă discuție, da? Este în lucru, dar e o altă poveste. Bun, deci practic Dynamic ESS, îmi dau seama că echipamentele astea, că noi vorbim de sisteme hibride, ce am văzut, cu sau fără trecere prin zero și așa mai departe. Mai au și o componentă, sistemele astea mai au și o componentă de software foarte importantă care poate să-ți dea predicții, poate să te ajute să-ți reduci factura, poate să eventual să injectezi energie în perioadele când sunt foarte, e foarte scumpă energie și atunci ajungi de rețeaua. Deci, în varianta în care software este foarte avansat, într-adevăr, poate să fie un beneficiu, poate să fie un beneficiu și pentru rețeaua națională. Da. În UK, de exemplu, de la începutul anului acesta, este obligatoriu ca toate stațiile de încărcare să aibă un input de unde operatorul poate să trimită un semnal și atunci când rețeaua e supra-solicitată, oprește stațiile de încărcare. Sau reduce puterea? Poate să și reducă oare? În UK este limitată. Urma să spun de Germania, unde se reduce la minim, care e 6 amperi. E bine că poate să existe comunicarea asta. Trecem puțin la lucru, dar face parte tot din baterii și din managementul energiei. Da. M-am gândit la un lucru. Te duci la o stație de încărcare, fie că ești acasă, fie la o stație la birou, și poate ai preț diferențiat în funcție de disponibilitatea ta. Adică, dacă tu ești disponibil, dacă tu poți în momentul ăla, să accepti ordinele rețelei, încarci cu un leu pe kilowatt-oră. Dacă nu ești dispus și trebuie obligatoriu să încarci, ok, încarci cu 2 lei pe kilowattoră. Exagerez și acum, fac niște diferențe. Și atunci, mi se pare că este foarte ușor să gestionezi consumul ăsta, consumul... Doar din preț. Doar din preț. Da. Te joci din preț și ai echilibrat rețeaua foarte simplu. Pentru că s-ar putea să ai nevoie să faci fix opusul, să încarci, să consumi energie. Când există surplus, da, sunt multe momente cu surplus. Și practic, tu să zicem că ai bateria 80% acum, n-ai vrea să încarci bateria. Corect. Dar curentul e zero, costul energiei e zero. Da? Să zicem că avem un moment în care costul energiei e zero. Am avut. Da? Bun. Te anunță că e costul energiei zero și că ar fi bine să pui mașina la încărcat. Sau ai la încărcat și îți pornește automat încărcarea. Practic,
tu poate ai fi uitat să-ți încarci mașina sau poate că nu voiai să o încarci la momentul respectiv, dar o încărcai mâine seară. Și puneai presiune, golea... părețea... Exact, și ți se golea practic bateria până mâine seară și tu mâine seară, când energia era mult mai scumpă, dar atunci aveai tu nevoie că era bateria goală, încărcai atunci. Și mi se pare un potențial foarte mare. Muți. Da, da, asta... Asta este partea, cum să zic, a avea rețele smart. Astea sunt plusurile rețelei smart. Am început să folosesc din ce în ce mai mult stația de încărcare cu excesul de la soare. Și atunci autoconsumul a devenit foarte mare la mine. Adică am început să folosesc stația de încărcare, este aproape pe auto. Adică când are exces, încarcă mașina. Când nu are, se oprește. Și am văzut că 90% din timp eu pot să funcționez așa. Asta este specificul meu. Nu e obligatoriu să fie așa pentru toată lumea. Dar îmi dau seama că o stație smart cu un soft smart poate să fie la fel de valoroasă cât cu baterii de foarte multe mii de euro. Da. Că până la urmă, dacă reușești să faci cu... Da, singura diferență este că tu uneori nu ai mașina acasă atunci când e soare. Corect, corect. Și asta schimbă total lucrurile. Dar uite, mă gândeam la firme. Sunt multe firme care au acum la birouri au stații de încărcare. Chiar pentru angajați, pentru firmă. Dacă ai un soft smart, pentru că mașina ori e acasă, ori e la birou, să spunem, da? Într-unul dintre astea două locuri. Și acolo poți să faci automatizare. Și la birou poți să faci automatizare. Da, că voi aveți... Noi așa avem aici. Voi așa aveți aici, da. Exact. Și stația aia costă... Cât costă o stație, Victron? Câteva sute de euro. 5-600 de euro, nu știu, zic. De genul, da. Da, ok. Stația aia costă la fel dacă are softul sau nu. Da, softul e acolo. Softul e acolo, exact. Deci, să nu-l plătești. Nu-l mai plătești. Și s-ar putea să-ți aducă niște beneficii foarte mari. Bun, am trecut de la una, dintr-o parte în alta. E clar că sistemele hibrid sunt, sistemele cu stocare, cu baterii, sunt viitorul. Așa se întâmplă și în afară, sunt, probabil se întâmplă și în celelalte state din Europa, așa îmi imaginez. Nu? Pot să aduc aminte o chestie pe care o ziceam noi acum vreun an de zile. Când spuneai, e posibil să... Posibil ca rețeaua să nu mai existe în viitor. La ora actuală, la prețurile actuale ale panourilor fotovoltaice și sistemelor fotovoltaice în general și la cantitatea de lumină pe care o avem în România, pe metru pătrat, este atât de simplu să-ți produci propria energie. Dacă stai într-un loc destul de îndepărtat, nu știu, vrei să-ți faci o casă acum și stai destul de departe de rețea și costul ca să te branșeze depășește, nu știu, ajunge la undeva 5.000 de euro, să zicem. S-ar putea să fie... Da. Nu știu dacă merită efortul. Și, în general, când ești branșat, mai ales la distanțe mari, o să fii branșat cu putere mică și dacă... Dar nu sunt 5.000 de euro, costurile mult mai mari. Am auzit niște costuri... Am dat un exemplu. Cu 5.000 de euro, la ora actuală, poți să-ți faci un sistem destul de ok. Da, da, dar eu știu de costuri foarte mari, dacă vrei să extingi rețeaua în anumite zone... Da, nu, îți dau un exemplu. Da, și sunt foarte mulți, adică îmi dau seama, văd și din comentarii, sunt oameni care și-au pus sisteme, unii sunt off-grid, chiar sunt oameni care comentează și spun sunt off-grid de 2 ani, da. De 3 ani. E ușor. Și foarte ușor. E mult mai ușor acum. Da. Unii au în combinație, fie au supra-dimensionat panourile fotovoltaice, fie au supra-dimensionat stocarea, fie au adăugat un generator pe care îl folosesc 2 săptămâni pe an. Da. Și atunci a zis, mai bine folosesc un generator 2 săptămâni pe an decât să... Da, e mult mai eficient. E mult mai eficient. Panouri plus un generator foarte micuț care te ajută... Și financiar, dar și din punct de vedere al resurselor. Mulți nu sunt suficient de tehnici ca să iau o decizie. De asta e bine să discute cu cineva... Avizat și să măcar poate să spună exact ce își doresc de la sistemul respectiv. Asta okay. Cred că oricine poate să spună. Asta spune, să pui întrebările corecte. Da, să pui întrebări. Da, da, exact. Ai dreptate. Da. Deci videourile astea vă ajută să puneți întrebările corecte. Nu are sens să intrăm cât costă în discuții de tipul cât costă un sistem fotovoltaic. Poate să coste oricât. Depinde cât de mare vrei să fie, câtă stocare, câtă putere, ce automatizări și așa mai departe. Adică poate să coste oricât la aproape. Poate să schimbe inclusiv tipul de acoperiș. Poate să schimbe total costul. Da, sistemul de prindere. Da, corect. Da. Uite, la asta nu m-am gândit. Da. Deci absolut orice. Sau, de exemplu, dacă ai acoperiș terasat și n-ai voie să te prinzi în acoperișul respectiv, va trebui să ai greutăți pe care sub ele trebuie să ai cauciuc de protecție să nu ți uzeze izolația de la acoperiș. Adică tot felul, nici eu nu mă pricep la chestiile astea, da. Dar le știu de la instalatori. Orice poate să schimbe costul. Sau dacă ai distanță mare de la panouri până în casă, îți dai seama că sunt niște zeci sau sute de metri de cablu în plus. Da. Vor schimba costul automat. No, super. Sper eu că am mai clarificat niște întrebări. Am demonstrat că se poate face upgrade la o perioadă lungă de timp. Lăsați întrebările în comentarii, o să răspundem și cam asta este. Dacă v-ați uitat până la final, noi vă mulțumim și până data viitoare vă spunem mai bine. La revedere! La revedere.